Este important ca elevii să aibă vacanțe în siguranță, de aceea jandarmii vor avea grijă ca tinerii și copiii să primească informațiile necesare pentru ca perioada în care nu merg la școală să le fie liniștită și fără evenimente neplăcute. Cei montani le vor oferi elevilor informații utile despre activitățile ce pot fi desfășurate în natură în perioada sezonului estival. Totodată, jandarmii montani oferă copiilor alternative de petrecere a timpului liber în natură, oferindu-le de asemenea și recomandări pentru drumeții sau sfaturi utile cum să procedeze în cazul în care se întâlnesc cu animalele sălbatice. Au fost încheiate parteneriate cu mai multe instituții din oraș și din județ pentru ca activitățile să se desfășoare în condiții cât mai bune. Avem o trainică și foarte activă colaborare prin parteneriatele încheiate cu diferite instituții din Baia Mare. Aici putem aminti Inspectoratul Școlar Județean Maramureș, Direcția Județeană de Tineret și Sport Maramureș, Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului, Asociația Cerceta și Munților, Asociația Wildcats și lista ar putea continua. Totodată este important să amintim faptul că aceste activități sunt desfășurate atât independent de Jandarmeria Maramureș, cât și în colaborare cu colegii și prietenii noștri, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție al județului Maramureș și reprezentanți ai Centrului Antidrog Maramureș. Jandarmii își propun să ajungă în cât mai multe tabere, la cât mai mulți elevi, pentru a-i conștientiza și pentru a le transmite un set de mesaje importante. Scopul jandarmilor este de a desfășura activități menite să-i determine pe tineri să conștientizeze riscurile, vulnerabilitățile, dar și repercusiunile la care se expun dacă manifestă un comportament neadecvat.